Continuăm previziunile astrale pentru joi, 29 mai, balanță. În prima parte a zilei sunteți puțin aerian și comunicați mai greu. Intuiția nu vă ajută prea mult, așa că vă sfătuiesc să acceptați ajutorul prietenilor și al familiei. Limitați-vă la activități de rutină. Scorpion. Vă merge foarte bine pe plan sentimental. Este posibil chiar să faceți o declarație de dragoste. Nu vă implicați în afaceri. Șansele de reușită sunt reduse. Vă recomand să fiți cât se poate de corect și să respectați legea cu strictețe. Săgetător. Dimineața sunteți indispus și nimeni nu vă poate intra în voie. Familia nu este de acord să renunțați la o excursie. Vă sfătuiesc să-i ascultați și pe ceilalți și căutați o soluție de compromis. Încercați să vă relaxați mai mult. Capricorn. Dacă nu vă odihniți mai mult, s-ar putea să aveți probleme de sănătate. O discuție în contradictoriu cu o persoană mai în vârstă vă pune pe gânduri. Vă sfătuiesc să fiți calm și prudent ca să evitați un eventual scandal. Vărsător. Aveți tendința să vă supraestimați puterile. Nu fiți încăpățânați și nu forțați lucrurile. Dacă nu vă temperați orgoliul, riscați să vă certați cu prietenii și cu familia. Acordați mai mult timp odihnei. Pești. Dimineața primiți o sumă mare și vă faceți planuri îndrăznețe. Vă sfătuiesc să nu vă pripiți. Ar fi bine să vă sfătuiți cu partenerul de viață. Astăzi vă completați foarte bine. Abțineți-vă de la excese. Doamnelor și domnilor, acestea sunt previziunile astrale pentru joi 29 mai. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!